ce cu fața asta? Mai cu viață că suntem în vacanță. Uite și tu ce mișto e aici, frumos, civilizat, nu ca în România. Mișcă-te, băi, sărăcie! Știi ce-i mișto la ea? Are 5 case, 2 apartamente și un loc de parcare. N-are soț, n-are urmași și nici standarde înalte. Ce să vrei mai mult? Mati, ce o minunat ești tu! Mulțumesc, știu, așa e felul meu de-a fi. Termină cu complimentele tale că mă omori. Ei, Doamne ferește, cum să te omor? Sărumirile, bună ziua! Bună ziua! M-am auzit vorbind românește, de unde sunteți? Nu, că suntem din țara... Ei, nu speak Romanian! Hai, tata, e Valea, că suntem trei pe un loc. Rodica? Rodica! Păi respirație, gură la gură. Dar faceți voi. Fă-i tu, că e cea mai bună prietena ta. Dar fă-i tu, că tu îi ziceai baby. Ați omorât-o. 6,9 milioane de euro. Atât valorau toate proprietățile ei. Acum toți banii ăștia mei la stat, vă înțelegeți asta? Gata, am plan. Simplu. Ce e aia? Casare pentru babă. I-am luat rechin. Hai mă, serios, cum să punem acolo? Cu ai mașina, eu te-am la mână, facem jumii-juma. Hai să ținem bani în familie. Dar tu înțelegi că n-are la mână. Mă, și ce zici? Să omorâm și pe ea? Ce ai zis, mă? Ce crezi, că mi-e frică de tine? Zâmbește larg ca să nu se prinde. Îți rup capul. Patricia. Sale mele. Cum e baba? Ui, frate, m-a luat baba. Copii nu vă drogați, că vă dă cu coasa baba. Ce e? Care se neaudă toată strada. Eu bănuți o provocare, oare cartă poartă Prada? Unde te-ai dus tu, Rosicuța, tu? Mihai, Mihita, cam mult.